20.000 de profesori vor lua cu asalt guvernul și președinția României și vor protesta astăzi în capitală. Dascălii care vin din toate colțurile țării nu au fost deloc convinși de memorandumul adoptat de guvern și trimis în mare viteză la monitorul oficial. Este un act fără valoare, o altă promisiune pusă pe hârtie, spun profesorii, iar greva continuă. Vina nu ne aparține, este doar a guvernanților. Nu pot să ne pună în spate 30 de ani de incompetență politică. Vina le aparține în totalitate. Am auzit zilele acestea despre termenul memorandum, care în limba latină înseamnă deținut minte. Cine să țină minte? Noi să ținem minte cum dialoghează ei? Noi să ținem minte că și-au bătut joc de noi 3 săptămâni de zile? Ce să ținem minte? Că nu este un dialog real? Profesorii spun că tot ceea ce fac cei de la guvernare este o bătaie de joc și vor să-i mituiască cu vouchere și abonamente la sala de sport. E un dialog al surzilor. Noi spunem ceva și ei răspund cu totul și cu totul altceva. Nu am cerut decât salariu decent, nu am cerut decât munca noastră să fie plătită și acum se vehiculează în spațiu public că ne vor da să ne plătim dispozitivele optice, ne vor da ca să ne plătească nu știu ce abonamente pe la săli, să înțeleg că sunt niște firme de partid care sunt în pragul falimentului și cu banii noștri să deconteze, să salveze de la faliment aceste firme. Este o muncă intelectuală care durează nu 4 ore, ci 8 sau 10 ore. Știți că un salahor primește 200 de lei pe zi, iar un profesor primește 94 de lei pe zi? Pentru munca depusă? Nu avem nevoie de vouchere, nu avem nevoie de ochelari, nu avem nevoie de control medical, avem nevoie de salarii decente care să arate respectul pentru munca pe care noi o facem. Se pare că guvernanții se facă nu pricep sau chiar nu pricep ceea ce noi cerem de 3 săptămâni în stradă. Așa că profesorii nu renunță nici la proteste, nici la greva generală. De la ordonanță s-a ajuns la memorandum promis de premier, publicat în monitor. Și de la memorandum am văzut astăzi că s-a publicat o declarație politică. Asta este situația. Guvernul este cel care se face vinovat de tot ce se întâmplă în acest moment.